Într-o scurtă evaluare despre rezultatele alegerilor locale, deputatul Florian Nicolae a declarat că respectă opțiunea exprimată de Giurgiuveni pe 5 iunie și va continua să sprijine proiectele propuse pentru dezvoltarea orașului. Florian Nicolae le-a mulțumit celor care i-au fost alături în campania electorală, dar și celor care au avut încredere în proiectele sale. Faptul că cetățenii din municipiul Giurgiu au ales să voteze Partidul Social Democrat este opțiunea domnilor lor, o respectăm. Noi mulțumim tuturor celor care au avut încredere în proiectele noastre, îi asigurăm că pe viitor ne vom strădui să le implementăm, să le susținem în fața autorităților locale, autorităților județene și centrale, pentru că sunt cele mai bune soluții de dezvoltare a orașului. Florian Nicolae a anunțat că optează pentru a-și continua activitatea de parlamentar și renunță la postul de consilier municipal. Aș dori să mulțumesc tuturor giurgiuvenilor pentru încrederea acordată. Mă voi retrage de pe listele de consilieri locali pentru a rămâne în activitatea parlamentară până la sfârșitul mandatului și las locul celorlalți colegi de pe listă care sunt la fel de competenți și la fel de buni practicieni și liberali ca și propria persoană. În ceea ce privește activitatea viitorilor consilieri municipale ai PNL, aceștia urmează să susțină proiectele care sunt cu adevărat necesare dezvoltării orașului. În urma alegerilor din 5 iunie, PNL a obținut 7 mandate în Consiliul Local al Municipiului.